Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Bine v-am regăsit în Palatul cu Inorog. Iată, în această săptămână, camera ne poartă către un loc din centrul Bucureștiului, un loc în care timpul și-a pus amprenta peste obiecte și aceste obiecte au devenit valoroase. Ce facem cu aceste obiecte valoroase? Le cumpărăm, le achiziționăm, le colecționăm? Cum de aceste obiecte valoroase devin în timp valoroase? Iată-ne, de fapt, într-un anticariat. În anticariatul 1, în mijlocul Bucureștiului, unde vom vorbi despre ce este un anticariat, în primul și în primul rând. L-am alături de mine pe Dan Angel, anticar, și el ne va explica, în primul și în primul rând, meseria de anticar și anticariatul în sine, ce înseamnă. Anticariatul reprezintă un nou loc de naștere pentru cărți, pentru obiecte care și-au încetat existența. O carte are existențe, un obiect de artă are existențe succesive. Pentru un anumit proprietar, ea încetează să mai existe. Posesorul o aduce la anticariat, iar noi îi redăm viața, îi dăm o nouă viață, o nouă semnificație prin cel care îi redevine proprietar. Anumite cărți, sigur, sunt menite să rămână îngropate și, din diferite motive, sfârșitul lor aici este, dar pentru foarte multe lucruri care sunt importante, anticariatul reprezintă un nou loc de naștere, un nou început. Nu este un cimitir, cum ar putea crede un loc de vechituri, dimpotrivă este un loc în care cărțile, obiectele de artă, manuscrisele, revistele importante își reîncep viața. Pe de altă parte, un anticariat, ca să ne folosim de termenul lui Horst Bellerkamp, poate fi un magazin, un atelier, un laborator de curiozități, exact în maniera pe care renașentiștii o dădeau acestei cabine de curiozități. Iar anticarul este un laborant, un alchimist care veghează la cazanul în care se fabrică porțiunea culturală magică. Așadar, un anticariat este un loc în care obiectele merg în viața de după prima moarte, într-o nouă viață, renasc. Anticarul este cel care le repune, readuce la viață. Da? Este și un expert în același timp, pentru că el trebuie să cunoască foarte bine gusturile lumii, trebuie să știe de asemenea și valoarea artei în sine, trebuie să cunoască foarte. Nu, anticarul nu trebuie să cunoască gusturile lumii, el trebuie doar să cunoască exact ceea ce are de oferit și dacă poate să muleze oferta pe gustul cumpărătorului, al clientului, atunci cu atât mai bine. El nu trebuie să cunoască, el trebuie să-și cunoască foarte bine produsul. El trebuie să știe exact ceea ce are. El trebuie să prin munca anticarului, obiectele care au trecut prin morți succesive, prin schimbarea de proprietar, să îl readucă, să îl reînvie. Asta face un anticar. Bănuiesc că un anticar face și reparații acolo unde există. Este avem un coleg, sigur, se numește Cristian Dima, care este responsabil de acest recondiționare, de reîmbălsămarea obiectelor care redevin vii. Într-un anticariat asta nu redevin vii. A fost într-o perioadă, în anticariatele din București, cel puțin, era o modă, găseai tot felul de fiare de călcat mai vechi, tot felul de obiecte din astea decorative, parecum chicioase, dar în anii 90, cel puțin... Locul lor s-a dus în târguri. Acum anticariatul, cel puțin așa cum îl concepem și cum îl vedem noi, reprezintă o poartă spre teritorii, spre art,
altă, necunoscută încă. Asta este acum un anticariat. Sigur și un, mergând în acea linie a cabinetului de curiozități, firește, ne folosim și de diverse lucruri care ar putea fi încadrate în ceea ce neamțul numește ostalgie. O reînviere a unui trecut pe care mulți l-ar... O nostalgie. Un trecut pe care mulți l-ar vrea îngropat. Definitiv. Ne oprim aici și cu emisiunea de astăzi, dar vom afla noi lucruri interesante mâine la emisiunea Palatul cu Noroc, pe care o puteți urmări fix la aceeași oră. Vă mulțumim și vă așteptăm mâine!